Pacea Domnului Isus Hristos la început de sabat, pentru toți cei ce ne-am strâns aici în căutare de pace, de liniște, de refugiu. În seara aceasta aș dori să vă invit să studiem împreună niște lucruri neimportante din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Lucrurile neimportante sunt lucrurile care ne scapă cu vedere, ne scapă din vedere de multe ori. Le citim de foarte multe ori de asemenea și nu ne vorbesc prea mult. Inspirația însă face ca lucrurile mici să ascundă în ele o valoare deosebită. În seara asta vă voi propune să vedem împreună modul în care Dumnezeu privește la noi identifică cu noi și ne oferă o identitate pe care uneori o trecem cu vederea sau o pierdem din vedere, dar care rămâne modul în care el se ocupă de noi. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vreau să vă întreb, vă amintiți despre ce este vorba aici? învierea lui Lazar. Acesta este evenimentul major. De fiecare dată când ne apropiem de capitolul 11, de fiecare dată vrem să vedem puterea învierii lui Isus Hristos de a birui moartea. Înainte de asta însă, vă rog să observați cum începe. Versetul 1 un oarecare Lazar din Betania. Cine e laser? De ce învie Domnul Isus Hristos un oarecare? Ține de, ține de secretul îndreptățirii prin credință. Noi facem din îndreptățirea prin credință o atât de complicată rețetă încât uneori nu mai putem explica și pentru că nu putem explica nici nu putem înțelege. Dar de fapt are la bază un singur lucru. Un Dumnezeu care mântuie pe un oarecare. De ce? Ați spus bine. Pentru că mai târziu vom vedea. Mântuitorul spune, îl iubea. Cum a reușit Lazar să se facă iubit? Nici asta nu știm prea mult. Ceea ce știm este însă că Domnul Iisus Hristos și-a făcut casă din casa lor. Uneori aș dori să știu ce atmosferă era în casa lui Lazar. Ca să pot să creez și eu aceeași atmosferă în casa mea. Că Mântuitorul să zică um, un oarecare Valentin pe care îl iubea Iisus Hristos. Asta este tot. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci nici moartea, nici iadul, nici înălțimile nici adâncimile, nu pot să nu pot să-mi facă nimic. Pentru că unde este Isus Hristos, atunci e biruință. Sau acolo e biruință. Dacă Isus Hristos este lângă mine, este extraordinar. Bun. Un oarecare laser. Aproximativ cu modul în care se începe viața sau activitatea lui Ilie. Un om din Galad, un oarecare. Ce poate să facă Dumnezeu dintr-un oarecare? N-are nevoie de nimic din ceea ce oferă Pământul acesta. N-are nevoie Dumnezeu de diplome, n-are nevoie de înțelepciune, n-are nevoie de bani, n-are nevoie de nimic. Are o singură nevoie. singură nevoie. Are nevoie de un oarecare. Eu sunt un oarecare. Și dumneavoastră faceți parte. Din acești oarecare de care are nevoie. Textul continuă și spune. Un oarecare Lazar din Betania. Ce este, cine este Betania sau ce este Betania? De ce este importantă Betania? Uitați-vă, simplu. Pentru că era satul Mariei și al Martei. M-am oprit când am citit încă o dată capitolul ăsta și am zis Doamne, Există cărți. Mi-aduc aminte de un titlu de carte din limba română care spunea Oamenii mari au nume de străzi. Foarte ciudat titlul. Făcea legătura între faptul că străzile au nume de oameni. Dar vă rog să observați aici... Betania devine importantă datorită faptului că era satul lui Maria și al Martei. Mă gândesc la istoria mântuirii. Cum se vor numi anumite sate, orașe, țări pe noul pământ? Credeți că va rămâne numele Betania? Bătania poate că are importanță pentru mine, pentru oamenii care au locuit acolo. Dar vă rog să observați ce are importanță pentru Dumnezeu. Satul Mariei și al Martei. E fascinant lucrul acesta. Un Dumnezeu care se apropie de noi în maniera asta frumoasă, simplă. Mi-aș dori să se spună la un moment dat uh, Bumbeș -Jiu. Cine știe despre numele ăsta? Ii. Dar poate în veșnicie să se spună satul lui Valentin, al lui Sandu, al lui Su, Mircea, a lui... Grupa aceea de credincioși care a fost acolo, satul lor, Lumea asta are mult de datorat copiilor lui Dumnezeu, spunea un citat pe care mi-l aduc aminte. Lumea este susținută datorită copiilor lui Dumnezeu. Lumea este binecuvântată datorită lor. Acum, dacă extrapolăm toate aceste cuvinte în dreptul fiecăruia dintre, dintre noi, vă dați seama, noi... Suntem destinați de Dumnezeu pentru a deveni o binecuvântare, pentru locul unde trăim, pentru strada pe care locuim, pentru orașul în care suntem. Uneori avem impresia că suntem unime. Personalitatea noastră se dă înapoi pentru faptul că nu avem nicio importanță în fața Lui. Cu toate astea, Dumnezeu ar vrea să ne spune nu, lăsați la o parte toate celelalte lucruri și valori pe care le considerați valoroase și puneți în locul lor un singur lucru. Faptul că orașul acesta, Loma linda, va fi cunoscut ca fiind orașul unde au trăit o mulțime de copii ai Lui Dumnezeu. Și printre ei printre ei, Dumnezeu vrea să rostească și numele tău. Considerați-vă importanți, nu datorită oamenilor. Considerați-vă importanți datorită mântuirii lui Isus Hristos și datorită răscumpărării lui. satul Mariei și al Martei. Versetul 2. Maria era aceea. cine e Maria? Definiți dumneavoastră. Identificați-o pe Maria. Poftiți? Noi ne aducem aminte de Maria ca fiind aceea din care Domnul a scos șapte demoni, femeia pe care a salvat-o Domnul de la moarte și a iertat-o. O identificăm ca fiind femeia cu moralitate ușoară despre care vorbim în stânga și în dreapta. Băgați de seamă că niciuna dintre lucrurile astea nu e amintit aici. Maria era aceea care a făcut un singur lucru. A uns pe Domnul cumir. Ce frumos știe Domnul să dea o nouă identitate unui om care și-a văzut viața dărâmată pur și simplu. O femeie care, din punct de vedere al vremii ei, era zero. Era un om de valoare nulă. Ce frumos! Îmi imaginez din nou ce înseamnă cartea vieții mielului. Ce înseamnă numele nostru scris acolo? Ce se va scrie în dreptul nostru acolo? Auziți, Maria care a uns pe Domnul Isus Hristos cu Mir, atât. Ce frumos schimbă cerul toată istoria noastră. Fapta aceasta mi se pare că ar trebui să o înțelegem mai bine, nu ca faptă meritorie în sine. Este momentul în care Maria intră în planul mântuirii prin faptul că se lasă condusă de Duhul Sfânt. Și se lasă condusă de Duhul Sfânt, în ciuda tuturor părerilor celor din jur, în momentul în care se frământă cât poate de mult cu gândul că ar trebui să facă și ea pentru ceva, pentru Domnul Isus Hristos. Pentru a-i arăta cât de mult îl apreciază. Și în momentul în care ea se zbate în dorința aceasta de a face ceva de, pentru Domnul Isus Hristos, în momentul acela Duhul Sfânt îi pune în minte gândul cel mai neobișnuit. Să ia toate economiile ei pentru mai mulți ani, se cumpere un vas cu să se ducă la Domnul Iisus Hristos un litru. Un litru. Un litru de parfum. Nu vi se pare mult? Nu vi se pare exagerat? Nardul curat sau nardul pur era un parfum care câțiva stropi reușea să umple o încăpere întreagă și să-i schimbe mirosul. Ea vin acolo cu un litru. Oare de ce? Repet, nu-i prea mult. Atât de mult sau atât de mult s-au schimbat lucrurile încât Domnul Isus Hristos spune Păi, ia m am îmbălsămat acum. Vă dați seama, a fost și cantitatea, a fost și tot ce vrei. Și mâin totul spune, m-a pregătit pentru mormântare. A fost risipă datorită faptului că Iuda nu folosește cuvintele astea degeaba. El este un observator foarte atent. Și da seama, măi, dacă vrei să faci ceva, folosește ceva finuț. Câți faci tropii, mă rog, poate care are nevoie să fie împrospătat. Vezi, mântul, un litru. Ce imagine mai bună a harului lui Isus Hristos decât un litru de nard curat? Că se spune despre mântuire și sau despre jertfa Domnului Isus Hristos că Dumnezeu a dat totul, tot ce a avut, în așa fel încât toată omenirea să poată să fie răscumpărată și să mai și. Nu știu dacă ați, ați asezizat uh, gândul ăsta din citatul acela din, din uh, Cartea uh, Hristos Lumina Lumii. Să fie uh, salvați toți oamenii și să mai și rămână. Doamne, dar de ce să mai și rămână în plus? Dumneavoastră credeți că noi chiar suntem atât de valoroși încât să fim plătiți cu viața lui Dumnezeu? Crezi că avem valoarea asta în noi? Deci la un moment dat există dialogul acela în adevărul despre îngeri și în alte cărți inspirate care spun îngerii au vrut să vină să răscumpere pe Adam și pe Eva. Mântuitorul a zis nu, viața voastră nu este destul, nu este suficientă. Păi de ce? Cine a hotărât că nu-i destul viața unui înger? Adică, lucrurile sunt profunde. Adică, cum? Să fiu eu mai depres decât un înger? Adică, dacă ar trebui să alegi între un înger și Valentin Dănăiață, pe cine alege? Ziceți, n-ai alege îngerul. Îngerul, frate. Și Mântuitorul zice, nu. Viața îngerului nu-i destulă pentru viața lui Valentin. Viața lui Valentin prețuiește cât? Cât viața lui Dumnezeu. Și a venit lângă mine, nu un înger, a venit lângă mine Dumnezeu. Și a Dumnezeu să-mi eu. Nu vi se pare că e risipă? Nu e prea mult? Nu e ca Maria cu litru? Doamne, de ce faci asta? E gândul lui Dumnezeu, repet, Maria se așezase sub călăuzirea Lui Iisus. Sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și ceea ce făcea ea atunci, făcea fără ca să știe, fără, sa, fără ca să cântărească. Era, era gândul ei de a jerfi totul și jerfa aceasta a luat-o Dumnezeu și a pus-o în contextul și în locul cel mai frumos care putea să fie pus. Și anume, m-a pregătit pentru mormântare. Știți că femeile au vrut să-l să îmbălsămeze și el pe Domnul Isus Hristos. Au pregătit miruri, au pregătit tot ce trebuia, probabil că nu un, un litru. În sfârșit, au venit și ele cu, 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 cu gălețile, cu mir, ca să îl îmbălsămeze pe Domnul Isus Hristos. Dar n-au avut șansa aceasta. A fost prea târziu. Nu, nu e vorba că femeile n-ar fi vrut să facă și ele pentru Domnul Isus Hristos lucruri extraordinare. Erau gata să facă tot. Repet, au venit cu gălețile. Dar că nu ești sub dispoziția Duhului Sfânt. toată buna intenții care o ai, nu valorează mare. Asta este, asta este perspectiva din care textul spune Maria este aceea care la a uns pe Domnul Isus Hristos cu mir. Este faptă profetică, este o realitate care intră în cadrul planului de mântuire, este ceva extraordinar. Este risipa Mariei care este simbolul Harului lui Iisus Hristos, care a căzut peste noi toți și așa mai departe. Este extraordinar de mult. Așa se întâmplă ori de câte ori ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Acestea sunt singurele fapte care vor fi scrise în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a pregătit fapte dinainte ca noi să urmăm sau să umblăm în ele. Vă duceți așa spune cuvântul lui Dumnezeu. A fostul Pavel vorbește despre treaba asta. Acest lucru a fost a fost pregătit de Duhul Sfânt ceea ce a făcut Maria. În dreptul meu Duhul Sfânt pregătește de asemenea anumite situații, anumite oportunități, anumite fapte pe care eu dacă sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt le voi împlini, dacă nu sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt, voi trece pe lângă ele. Puțin mai târziu, asta se întâmpla cumva în ziua de duminică. Săptămâna aceea a fost săptămâna răstinirii sau săptămâna Paștelor. Cu patru sau cinci zile după aceea, Mântuitorul le dă ucenicilor ocazia asta, să facă și ei același lucru, în camera de sus, la Sfânta Cină. Stă înaintea lor și cineva trebuie să spele picioarele niciunul dintre ei nu îi vor spăla picioarele Domnului Iisus. Niciunul. Înțelegeți valoarea faptei mari. Valoarea celui unic moment. dați mei. Mântuirea este rezultatul Recunoștinței. Tot ceea ce înseamnă mântuire ține de recunoștința care pornește din sufletul meu. Toate faptele care vor rămâne vreodată în veșnicie sunt faptele recunoștinței. Gândiți-vă foarte mult în momentul ăsta ce am făcut noi pentru Dumnezeu în așa fel încât să arate recunoștința noastră față de El. În câte ocazii tot ceea ce am făcut noi a venit din recunoștință? Cât de mult sau cât de puțin? Cât de des sau cât de niciodată? Am făcut din recunoștință. Că dacă venim la biserică pentru că trebuie și nu venim la biserică din recunoștință, e degeaba. Vin la biserică pentru că acum e programul și vin și m-am așezat. Dar eu n-am venit aici pentru ca să mă întâlnesc cu el. Doamne, ai făcut pentru mine atât de multe lucruri săptămâna asta vin aici să-ți mulțumesc. E același lucru din punct de vedere al scaunului. E total diferit din punct de vedere al modului în care le vede Dumnezeu. Știți că din când în când merge coșul printre scaune? Bag mâna în buzunar și dau acolo cât dau, nu contează cât dau. Pentru că trebuie. Sau dau acolo pentru că, Doamne, mai ai vindecat. Doamne, m-ai mântuit. Și dau acolo pentru că m-a mântuit Dumnezeu. Și ce dar frumos de acela când vine din mântuire. Când? Când pentru că trebuie și că în sfârșit avem tonul de la orgă sau de la pian sau când pentru că aș vrea să mă audă Domnul. Că e pentru El. Ați auzit vreodată când sala cântă nefrumos? Cântă așa de dragul o lălăială, obosită, în care foarte puțini se gândesc că ei cântă să-i dea slavă lui Hristos. Noi cântăm pentru că cântă pianul. Și s-a anunțat cântarea, și că trebuie să cântăm. Vă dați seama de diferență. Ce înseamnă să-i cânți lui. Iar dacă trebuie să-i cântăm lui Isus Hristos, i-ați cânta? Nu, nu, da să fie prezent. I-ați cânta? Vreau să vă spun, că ar putea să vă fie rușine. Nu ne-am dat la o parte, Doamne, da? E vocea răgușită, e. N-am ureche muzicală, nu iasă bine. Vă duceți aminte de? Motivele astea. Iar. E cântăm. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir, i-a șters picioarele cu părul ei, iar Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Vă rog să observați că tot dialogul pe care femeile astea îl au cu Domnul, au cu Domnul Iisus Hristos este un dialog ieșit din comun. Auzi cum zic ei, I-au trimis vorbă Domnului Isus și i-au zis, Doamne, iată că acela pe care îl iubești, tu e bolnav. De ce n-au zis, iată că Lazar e bolnav? Nu-i neobișnuit, Doamne, acela pe care îl iubești tu e bolnav. Repet, satul Mariei și al Martei. Maria a uns pe Domnul cumir. Doamne, acela pe care îl iubești. E un dialog cum nu se întâmplă pe pământ. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă noi am spune Domnului în rugăciunile noastre, Doamne, fratele Daniel Popescu pe care tu îl iubești este bolnav. Sora Ani pe, pe care tu o iubești este bolnavă. Și așa mai departe, le folosesc ca exemplu. Vă dați seama ce conștiință diferită s-ar trezi noi înșine. Acela pe care îl iubești. Nu numele contează, ci contează ideea aceasta de a conștientiza relația pe care acești oameni o au cu Domnul Isus Hristos. Relația contează. În cărțile din ceruri relația va fi scrisă. La revenirea Domnului Isus Hristos relația va conta. relație. De fiecare dată când se vor întâlni cu Domnul Iisus Hristos, femeile astea vor zice, atât Marta cât și Maria, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. De unde știau ei? De unde erau sigure ele? Da' de ce? Știți că zilele acestea a murit și a făcut mare vâlvă, fata lui Elvis Presley, vârsta de 54 de ani. Foarte ciudat este că Elvis Presley a crescut într-o familie de creștini pentecostale. Acolo a învățat prima dată să cânte, în biserică. Apoi s-a lansat în cariera lui de artist, devenind figura numărul unu care a schimbat fața culturii americane spre senzualism și sexualitate. Fica lui, acum doi ani de zile, a trebuit să-și ducă la cimitir băiatul de 27 de ani care se împușcase. A fost sinucidere. După care ea spune, este așa de greu să trăiești într-o lume în care pierzi pe cei dragi ai tăi. După doi ani de zile încheie și ea viața pentru că a fost prea greu. Mă rog, discuțiile sunt pentru, contra sunt de un fel sau de altul, nu contează. I-am auzit cuvintele acestea și declarația ei și am zis, e foarte interesant. Ar fi cunoscut cuvintele acestea, Doamne, omul pe care îl iubești tu este bolnav. Dar fi știut, dacă ești tu aici, n-ar fi murit fratele meu. Dacă ar fi auzit cuvintele celelalte, chiar dacă a murit, va trăi. Și cel ce uh, trăiește nu va muri niciodată. Dacă ar auzit toate lucrurile acestea, dacă ar fi fost prezent acolo când zice că Iisus Hristos a început să plângă la mormântul lui Lazar. Și cartea Hristos Lumina Lumii spune că el n-a plâns de mila Mariei și a Martei, ci a plâns de mila singurătății oamenilor care plângeau. I-a văzut pe toți ceilalți plângând și a înțeles ce dureros este să stea cu mântuirea lângă ei și să se simtă disperați, părăsiți, nenorociți și fără nădejde. Și asta l-a făcut pe Iisus Hristos să plângă. Dialogul merge mai departe și Mântuitorul se roagă la groapă și zice Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Oh, când îl ascultase Tatăl pe Domnul Isus Hristos. Poftiți? el spune așa, subiectul ăsta cu Lazar a fost rezolvat între mine și tine. Mai ascultat. Eu știu că ceea ce cer acum se va împlini. Și Mântuitorul n-a făcut altceva decât i-a zis, Lazare, ieși afară. Subiectul era rezolvat. Când se rezolvase? Vă dați seama uh, valoarea acestei mijlocire a Domnului Isus Hristos pentru mine și pentru. Mine. Oare de câte vreme pregătește Dumnezeu învierea noastră? Oare de câte vreme pregătește Dumnezeu mântuirea noastră? Oare de când lucrurile s-au rezolvat în dreptul mântuirii? rămânând să se audă doar cuvântul din lumea aceasta. Intră în împărăția. Ce super! Ce divin! Dragii mei, la început de an, aș vrea să vă încurajez la gândul că Dumnezeu este gata să ne dea anul ăsta o identitate altfel de oameni. Să numească locul, locul acestuia, Lomalinda să-i spună, este locul unde locuiește Ada. Mie să-mi spună, este omul care s-a jărfit și și-a dat viața pentru Isus Hristos. Dumneavoastră poate altfel, Poate că se vor auzi cuvinte de felul uh, omul care iubea Iisus Hristos. Ne ajută bunul Dumnezeu ca dialogul ăsta să aibă loc. Așa din toată inima ca veder venirea noastră la Biserică și șederea noastră aici să aducă această nuanță de har în inimile noastre. Domnul ne facă fericiți datorită faptului că suntem cu El. Să ne ferească de acel fenomen de însingurare atât de comun în lumea noastră, în care lumea plânge cu mântuirea lângă ea, fără să o cunoască. Vă invit la speranță, vă invit la bucurie, vă invit la certitudinea aceea pe care Mântuitorul a încercat o pun în sufletul acestor oameni când ne-a zis: Eu sunt învierea, viața. Amin. Tatăl nostru, în numele scump Domnului Iisus, am dorit să începem viața noastră de umblare cu tine în anul acesta și în sabatul acesta. Să începem cu conștiința faptului că vrei să ne dai, Doamne, o identitate nouă, cerească. Și că ai dori ca noi să învățăm această realitate. Pă, Doamne, să ne considerăm oameni prețioși Înaintea ta, răscumpărați prin sângele Domnului Isus Hristos, oameni care binecuvintează locul în care trăiesc, ulița, strada pe care calcă în fiecare zi. Ajută-ne să fim conștienți, Doamne, că îngerii, îngerii cerului știu locul nostru de ședere și de viață prin numele noastre care sunt acolo. Părinte, știm că Duhul Tău cel Sfânt are un plan special cu fiecare dintre noi. Te rugăm, Părinte, pune sensibil la conducerea Ta. Și ajută-ne, Părinte, ca să ne punem la dispoziția ta pentru ca să venim și noi cu nardul nostru pe care l-am strâns în viața aceasta, pentru a-l pune la dispoziția lucrării tale. La dispoziția ta. Pă, Doamne, ca Duhul Sfânt să ne învețe ce să facem și cum să facem pentru a putea, Doamne, să fim. un imn al recunoștinței pământului acestuia înălțat către cer, datorită mântuirii tale. Pă, Doamne, ca de pe buzele noastre să se înalțe acea cântare de laudă și de mulțumire care să rămână până în veșnicie, Doamne, cântarea mântuirii noastre, învățate aici, pe pământ, din biruință în biruință în final, Tată. Ajută-ne să ne simțim iubiți de tine ca niciodată până acum și ca nimeni. Ajută-ne, Tată, să simțim pe frații noștri atât de prețioși cum noi am înțeles niciodată așa până acum. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem și să știm că ne vei culege pe toți din praful lumii acesteia. Ne vei duce în cerul tău pentru slava ta veșnică în măsura în care te vom iubi cu toată inima. Învață-ne, Doamne, această iubire. Amin.